Uite, săptămâna asta, luna asta, nu prea am plecat noi pe lumină de la spital. Chiar memoram cu soția mea seară zilele în care ne-am văzut ziua acasă. Bună ziua, vă deranjez, Cârstoveanu. E foarte greu lucrul ăsta. Avem o urgență. Chiar discutam și cu colegele mele mai tinere și îmi spuneau ieri la Facem raportul de urgență. gardă, vrem și noi viață personală. Da, am înțeles. Să ai astfel de oameni care sunt responsabili, care nu pot să lasă lucrurile așa, să nu pot să se culce când știu că cineva este în nevoie. Foarte bine. Tu știi cum strânge degetul? Pe mine mă mulțumește foarte mult. Un copil bolnav nu strânge. Suntem absolut asaltați, avem o echipă multidisciplinară, adică înseamnă multe specialități și putem rezolva multe, multe lucruri care nu se rezolvă în alte părți în țară. Stafful medical este cel care dă Recrutarea putere pentru și putere calitate într-un a grup, actului dar medical recrutarea pentru într-un spital, într-o secție. o să fie și mai sus. Avem doctori extraordinari aici, toți au fost voluntari foarte mulți ani, fără ei nu se putea face nimic. Avem asistente care creează coloana vertebrală a îngrijirii nurselor aici și lângă ele cresc acum multe fete tinere. Și învățați și pe astea ceva. O să facem noi cursuri, da? Alexandra, ai învățat? Nu ne trece prin cap să ne comparăm cu lucrurile mai puțin bune. Vrem să ne comparăm cu lucrurile cele mai bune și de acolo să învățăm, să atragem, să aducem. Poate ne duce mintea să aducem și îmbunătățiri. Deci dă-i toate alea Da. jos, betadină frumos. Da. Deasupra tuturor lucrurilor este destinul nostru și este un Dumnezeu care noi nu suntem Dumnezeu și Dumnezeu are viața noastră a fiecăruia în mână și suntem supuși divinității. Avem doi copii la care ținem foarte, foarte mult. Au fost foarte aproape să plece, să decedeze copila și aceștia sunt bine și suntem foarte fericiți. Este bine. E extrem de demoralizant când ne mor copii. Dar pe cât de demoralizant este dorința, o dorință pe atât de intensă, pe cât de mare e tristețea, pe atât de intens este să devii mai bun în ceea ce faci. O asemenea experiență tristă te și motivează să mergi mai departe și parcă nu ai niciun fel de opreliște, de stabilă atunci când vrei să obții ceva bun și simți așa că mă duc până la capăt și trebuie să se rezolve lucrurile. Ce magic. Practic nu se poate să concepem medicină fără să folosim la maximum specialiștii pe care îi avem. Nu poți să fii 24 de ore în același loc și să fii cu ochii în 27 de locuri, așa cum suntem noi aici. De pe iPad, de pe un iPhone, de pe un telefon Android, de pe orice tip de telefon, din orice loc al țării, din afara țării, eu intru frecvent și văd ce se întâmplă. Putem să vedem direct ecografia cardiacă a pacientului, pot să văd direct radiografia directă a pacientului, mă uit la pacient, văd ce se întâmplă. Astea sunt lucruri care contribuie foarte mult la îmbunătățirea ratei de diagnostic, de îmbunătățirea transferului. Sunt atâtea și atâtea lucruri. Înseamnă, cu alte cuvinte, eficiență. Mi s-a întâmplat să deschid, să văd și să sun în același timp. E cu tare, se întâmplă cu tare. Nu. Doi peste în continuare. Mi-aduc aminte din primii ani când eram rezident și se mai fabricai ventilatoare, luai aparate vechi, le fituiai, le aranjai și scoteai fel de fel de aparate, de obicei plămâni artificiali, care, na, numai plămâni artificiali nu erau ei, dar făceam treabă cu ei pe vremea aceea. Acum când mă uit la 15 ani în urmă, mă gândesc oare cum puteam să ventilăm pacienții în felul acela. Acum, într-o parte din secție, avem între cele mai bune echipamente medicale existente. Când o să deschid computerul în locul acesta, se va deschide salonul nou care este acolo. Finalul este acela că acordăm șanse egale fiecărui copil. Este absolut inimaginabil cum tehnica nemedicală, aș putea să spun, a putut să aibă un impact atât de masiv într-o zonă atât de sensibilă cum este viața.
Mă numesc Maria Culescu, sunt căsătorită, am 2 copii, 2 băieți. Viața mea decurgea bine până în momentul în care am fost diagnosticată cu cancer. Am trecut printr-un an foarte greu, am suportat în România tot ce înseamnă calvarul unui bolnav de cancer și după luni de zile de luptă cu boala, concluzia medicilor de aici nu a fost una prea îmbucurătoare. Mi-au spus că, din păcate, pentru mine au făcut tot ceea ce s-a putut, numai că se pare că până aici mi-a fost. Cumva mi-am găsit puterea de a lupta și de a spera și așa am aflat despre o clinică din străinătate, din Turcia, și după câteva ședințe de radioterapie performantă, care se numește CyberKnife, am intrat în remisie totală. Câți ani are fetița? 3 ani jumătate. Așa, și mi-a avea foarte multe diagnostici. Este o boală foarte gravă care îți atinge fiecare parte a vieții. Nimic nu mai funcționează ca până la momentul respectiv. Nimic. Și pentru că știam ce înseamnă să fii bolnav de cancer în România, am vrut să fiu parte din povestea asta, din povestea în care lucrurile se îmbunătățesc pentru bolnavii de cancer de aici. De asta am înființat asociația. Consider voluntari în cadrul asociației Mine de Aur și cu voi 3, 127 de voluntari. Primii 3 ani de zile am intrat foarte mult în contact cu copii bolnavi de cancer și alte boli grave, nu numai copii bolnavi de cancer. Scaunul cu rotile pentru Carmen, să sunt pe mătușa lui, să vedem cum se mai simte copilul. Multă sănătate tatălui tău și ținem legătura. Deci cazul a fost pus pe site, ce nevoie au? Prisoare rezolvat, Nicoleta a rezolvat, Brigitte... Mi-am dat seama că nu poți să faci ceva doar pe moment, să intervii în viața lor și să-i ajuți doar pe moment, ci că ar fi extraordinar de bine și frumos ca să facem ceva să-i ajutăm pe termen lung. M-am gândit să înființez Centrul Steluțelor, un centru de suport și recuperare pentru copiii bolnavi de cancer. Copiii vin aici și participă la ateliere de art-terapie, care îi ajută să mai uite de durere, de boală, de tratament. Le oferim consiliere psihologică gratuit. Avem o sală de kinetoterapie unde le vom oferi ședințe de kinetoterapie. Îmi văd pe chipul unui copil, când te uiți la prima vedere, vezi durerea pe chipul lui, că ea este foarte bolnav, stă foarte mult în spital, suportă foarte multe investigații care de cele mai multe ori nu sunt ușor de suportat, sunt dureroase. Și este foarte frumos când, știu, la un atelier de art-terapie, vezi copilul că se bucură pentru momentul pe care îl oferim noi. Chipul se luminează, îi vezi zâmbetul ăla de bucurie și trăiește atunci un moment normal în copilăria lui. Nu mai are loc atunci durerea și chinul pe care îl suportă din cauza bolii. În momentul ăla se eliberează și este efectiv acolo copil bucurându-se de o activitate a copilăriei. Om de știință, wow, super. Și ce vrei să te faci când ești mare? Pilot de avion. Super. Nu știu. Constructor. Doctor. De ce, dragă mea, doctor? Vreau să ajut oameni. Vreau să descoper un antidot care să vindece lumea de cancer. E foarte frumos. Pentru că ai trecut prin așa ceva. E foarte frumos. Și am fost pe extindere de primat. Nu vreau ca lumea să mai treacă prin ce am trecut eu. Și tot poți să pun pe masă. Sau poate poți să te duci la polul lor să descoperi ceva. Da. Nu s-a uscat. Mă, copii, m-ați făcut să plâng. Ca să știți că-s lacrimi de bucurie, că eu mă bucur că o să faceți lumea mai bună. A participat la atelierul de astăzi Carmen, este o fetiță foarte drăguță, are 9 ani, are o listă lungă de diagnostice. Cel mai grav este că s-a născut fără ultima parte a coloanei vertebrale. Apoi este Cosmin, un băiețel de 5 ani, care s-a născut cu o malformație la rinichi și are și un astm bronșic foarte pronunțat.
Matei, un băiețel de 8 ani care are neurofibromatoză, este foarte sensibil, și Eric, care Eric este băiețelul meu și este voluntarul cel mai mic al Asociației Mame și este prezent la aproape toate activitățile Asociației. M-am născut cu un an înainte ta. Dragă Asociația Mame, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru răbdarea, blândețea și nu în ultimul rând pentru bunătatea dumneavoastră. Nu regret că am ajuns în acest local. Sunteți o dulce de femeie. Cu mult drag, Carmen. Vă pup foarte, foarte mult. Păi hai să te pup, draga mea. Sunt copii care ne sună efectiv și ne întreabă ce am mâncat în ziua respectivă sau ce mai facem, sau dacă am un băiețel care mă sună și mă întreabă: Maria, te duci ceva astăzi? Sunt un fel de... devin un fel de familie. Lucrez de 2 ani aici. Fundația Vodafone este primul lucru, următorul lucru pe care l-am aflat despre Vodafone. Eram foarte interesat să colaborez cu fundația. De-abia așteptam. Când la angajare eram toți ochi și urechi, ne luceau ochii așa, știi, toți eram foarte interesați de fundație și a venit și momentul în care am primit mail-ul cu: dacă vrei să fii voluntar pentru casă, pentru Build for Tomorrow. Da! Nu mai nimeream butonul de reply. Și am fost acolo, n-am mai participat, n-am mai, era o experiență, era premieră absolută pentru mine, știam ce și cum. Noi avem zicalea în popor, știi, să dești un copac, să faci o casă și, mă rog, treaba cu copiii. Și cred că asta e impactul, să faci casă, pur și simplu să participi acolo cu mâinile tale, să vezi că ai clădit ceva, că a rămas ceva în urma ta. Da, asta n-am mai făcut. În jur de 300 de angajați sunt implicați în construcția asta de căsuțe, de case, nu de căsuțe, că sunt case în toată regulă. Sunt așa cu niște albinuțe care construiesc un fagur foarte frumos. Începe din partea asta la altă. 80. Până la capăt și n-am ce să-i fac. Avem doar 2 zile de participare la acțiuni de voluntariat și atunci se organizează pe serii. Iar lucru fantastic este că o casă se construiește într-o săptămână. Deci, într-o săptămână, de luni până vineri, casa aia e gata, e în picioare, e tencuită, e zugrăvită, spuse ferestrele, spuse becurile, spuse... Sunt 3 serii, luni, marți, miercuri, joi și seria de vineri, care încheie practic acțiunea de construcție a caselor, se predau beneficiarilor. Beneficiarii sunt oameni care au nevoie, sunt familii care au nevoie, nu sunt găselnițe, nu sunt favorizați sau mai știu ce, pur și simplu sunt niște oameni care, nu știu, cred că li se schimbă destinul odată cu copiii aia cresc într-o casă, au ceva pe care pot numi casă. Asta termina, voi nu era. Nu era. Nu. Asta făcută era pusă chiar lângă... Exact. Și noi am făcut-o după. Asta și-a pus la cele. Ce era n-am luat? Hello! Nu știu dacă vă mai ții minte sau nu, dar era lucrarea la voi la casă și am vrut să vă spun cum ați făcut aici. Azi, când am văzut din stradă, știi, căsuțele, și mi-am adus aminte cum era șantierul și cum... Na. Simțit așa un sentiment plăcut, așa, un sentiment cald, așa, cum, uite, te întorci undeva unde ai lăsat o parte din sufletul tău. Fuzie prima zi. Responsabil de bătut bucățele alea. Triunghiurile. Fermele. Da. Deci toată lumea era o zi. Amintiri foarte frumoase te leagă de locul ăla, de casele alea, de cele 2 zile în care ai fost voluntar și când am intrat în casă am rămas... Nu mă așteptam, eu nu le-am văzut finisate, eu am participat doar la în primele 2 zile când am ridicat structura și am bătut foarte multe cui. Am descărcat în curtea vecinilor, da. Am descărcat și până am întors deja să ridicase pereții. Casa aia primitoare, casa aia
caldă, efectiv, nu știu, parcă, acum nu știu dacă este exagerată comparația, dar când am intrat în casă și am văzut albul ăla frumos, așa, parcă ai fi intrat într-o porțiune de rai, așa ceva, era... Și copiii, fetițele aia, două bălaie așa, care te priveau timide după colții. Cred că, nu știu, poate că sunt egoiști, că te gândești, domnule, ce bine m-am simțit, ce mulțumit sunt, ce fericit sunt și mă gândesc la mine. Dar cred că fiecare ne simțim foarte bine atunci când, știi că faci un pic de bine, un pic de omenie, mai e o rămășiță acolo pe care o folosești ca un combustibil așa și te încălzește, efectiv, îți ține de cald. Cuvintele oricum sunt de prisos, că era, și mai circulă în mediul ăsta online, că mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gârile care se roagă. Am lucrat în mai multe locuri. Ultima dată am lucrat la spital, în policlinică, femeie de servici. Și am ieșit pe caz de boală, la 52 de ani în pensie. Eram bolnavă. Am 18 ani de când sunt în pensie. Și numai în cazuri și greutăți. Bucurii nu prea sunt. Da, bea un ceai. Nu, astăzi nu. Vă mulțumesc. Astăzi. Da. Bine. Mulțumesc. Doamne ajută. Ori de câte ori, unde ne-am dus, ba era o persoană supărată, ba erau aparținătorii necăjiți, totdeauna am știut cum să-i înveselim să vadă și partea bună, nu numai negru. Și eu zic că peste tot unde am fost, am adus un zâmbet pe buzele la fiecare. Eu zic că asta este. Oricum, în profesia aceasta trebuie să ai multă răbdare și să-ți placă. Dacă nu-ți place, nu ai ce căuta aici. Bine. 130 cu 80. De mâncat ați mâncat? Astăzi nu. Să mâncați un pic. Mănânc, că trebuie să-mi iau medicamentul. Să intrăm aici în meniu, să mă uit la dumneavoastră. Când e ceva, să mă sunați și viu, da? Da. Doamne ajută! Știu că veniți, că sunteți foarte amabile. Mulțumesc frumos și dumneavoastră, sunteți o scumpă. Dumnezeu Sfântul să vă dai sănătate. Sănătate să avem toți. Omul bătrân. Bine, Doamne ajută, multă sănătate. Mulțumesc. Să rămână. La revedere. Să nu uitați. Nu uit. Cum să uit? Ce face un om ticălos și bolnav? Să știți că foarte mult contează. Să simt în siguranță, să apăs acolo pe buton că mi-a arătat Domnul, că unde, care mi l-a adus atunci. De acolo, să apăs așa și imediat vine. Noroc că am niște potcoave cu 6 dinți. Alea trebuie să mi le pun. La cobor. Mi le pun în buzunar, mă duc în oraș.
și seara când vin înapoi, atunci mi le leg iară. Altcumva aici e imposibil de umblat. Parcă am fi uitat și de Dumnezeu cu ulița asta. Când mă duc în oraș, aia pun sus, că stă mai bine haina pe mine, numai pentru atâta. Încă în 68 mi-au făcut la Târgu Mureș. Am terminat 8 clasă. După ce am terminat școala, m-am și angajat. Am lucrat 3 ani de zile, atât am lăsat Dumnezeu. Am avut 19 ani când mi s-a întâmplat accidentul. De atunci sunt în pensie. N-am fost însurat. După ce mi-au murit părinții, sunt singur. E greu viața asta, dar trebuie să ne descurcăm așa cum putem. A fost odată un pictic? S-a scăldat într-un ibrit. S-a scăldat într-un ibrit. Însă pun s-a împiedicat. Încă săracii copii ăștia vin la mine, ăsta e săracul mă. Dimineața când se scală, primul lucru vine la mine să mă vadă că ce-i cu mine, săracul de el. Bravo! Are un suflet foarte, foarte bun față de mine. Eu vă aștept cu tot drag. Vă aștept să veniți. Când vezi mulțumirea aceea pe fața bătrânului, atunci și tu ești mulțumit că în ziua respectivă ai făcut un bine pentru acea persoană. Asta e fain tu, Moș Crăciun. 150 cu 100. S-a persoas. Mă sunați. Vă sun, dacă am nevoie, vă mai rog. Da, dacă nu, atunci ne vedem joi. Așa, la revedere. Multă sănătate vă doresc. Sunt Ivan. Florinel. Mă numesc Petrescu Cătălin, am 24 de ani și lucrez cu copii cu dizabilități pentru că există o nevoie foarte mare în domeniul acesta și eu cred că mă pricep, cred că mă descurc și îmi și place. Și nu imaginez să fac altceva în secunda asta. Fac cursuri de instrumente, cursuri de canto cu ei. Avem un band, mergem pe la cântări. Dar în principiu le dezvolt latura artistică și îi ajut să-și descătușeze această latură, care eu cred că ei o au foarte dezvoltată și care avea multe de spus în acest domeniu. Mai mult decât toate, îi ajut să socializeze și să iasă dintr-un un fel de con de umbră în care au intrat copiii cu dizabilități, cred că mereu au fost acolo, dar în care au intrat datorită acestor dizabilități. Pe când ei sunt niște copii minunați și mai presus de toate, foarte muncitori și talentați.
Hai să arăt, dă un pic. Răbdarea este, cred că, cea mai importantă în lucru cu copii cu dizabilități și în lucru cu alți copii. Dacă nu ai răbdare, te enervezi, țipi la el, dacă ai țipat la el, el se închide, l-ai pierdut. Trebuie să ai răbdare și se poate rezolva absolut orice. Chiar dacă el nu are niciun fel de talent, nu are niciun fel de inclinație spre domeniul ăsta, dacă vede că ai răbdare cu el, îi oferi confortul necesar, cât el se deschidă, cât el să-și arate adevărata lui natură. Și asta e cu adevărat important. Asta e ca să te obișnuiești cu setul. Aaa, e greu. Știi cântecul cu părâm? Ia să cântăm toți. Părâm, părâm. Această tabără a fost o tabără de 6 zile în care au participat copii cu dizabilități, cu retard ușor, cu autism, nevăzători, insulinodependenți și 2 copii tipici. Am făcut toate aceste instrumente și am încercat să creăm unitate de grup, în această unitate de grup să învățăm niște cântecele care să le cântăm la focul de tabără. Asta a fost scopul nostru, să ne unim, să fim toți la oaltă, indiferent de dizabilitate sau de nedizabilitate. Așa, că am văzut că ai bătut cu amândouă. Hai. Voluntar de profesie a reprezentat o șansă ca eu să duc acest proiect din o mare obscuritate la lumină. A deschis multe uși acest nume pentru noi și pentru acești copii. Personal, la nivel personal, este o onoare, nu vreau să sune a clișeu, dar chiar este o onoare pe care o suport toată viața. Eu sunt toată viața voluntar de profesie, nu doar 6 luni, și e un lucru cu care o să mă mândresc mereu. Ei trăiesc clipa mai intens, se bucură mai intens, când învață de sar capacele. Eu îmi doresc ca acești copii să creeze, ei însuși să învețe mai departe pe alți copii, să predea ștafeta mai departe. Dar treaba mea niciodată nu se termină. Mereu sunt alte generații de copii, mereu sunt doritori, mereu sunt lucruri noi de învățat și mai ales în muzică. Niciodată nu poți să te oprești. Dar finalitatea, să zic, dacă ar fi să zic că există o finalitate, eu aș fi foarte fericit să văd că pornim o adevărată mișcare în sensul ăsta și că modificăm percepția socială asupra copiilor cu dizabilități.